Darul și iepurile. Ci că odată s-au întâlnit pe drum ogarul cu iepurele, care mergea la târg să-și cumpere niște ciuboțele. Era toamnă târzie. Pe atunci ogarul purta ciuboțele și putea să meargă, pe când iepurile era descult și vai de el cum îi clănțăneau dinții din gură. Cât ai dat pe încălțări? Întrebă sfios iepurele. 2 galbeni, îi răspunse fudul ogarul. Mă duc și eu la iarmaroc, adăugă iepurile, să-mi cumpăr ciuboțele, am 2 galbeni, șopti el. Prinzându-l noaptea pe drum, trag la hanul lui Moș Martin. Ogarului îi era foame și sete, așa că își comandă de mâncare și de băut, dar nu avea niciun ban. În cele din urmă spuse iepurașului, știi ceva, plătește dumneata cu metre. Păi cum să plătesc? Eu nici n-am mâncat și nici n-am băut nimic. Plătește, că am uitat punga acasă. Îți dau eu banii la iarmaroc. Iepurile nu a vrut să plătească, dar de voie de nevoie scoase cei 2 galbeni care îi avea pentru a-și cumpăra ciuboțele și plăti. Moș Martin se uită la ciuboțelele ogarului, apoi la picioarele goale ale iepurului, mârâi ceva și luă galbenii. O să-mi fac singur dreptate, gândi iepurașul. După ce ogarul a dormit, încălță ciuboțelele acestuia și păcind încet, încet, ieși din han și ține băiete tot într-o fugă. Când s-a deșteptat ogarul, ia ciuboțelele de unde nu-s. Caută încoace, caută încolo, nicăieri. Caută pe iepure, ia-l de unde nu-i. Ei, dragi copii, de atunci se zice că ogarul îl caută pe iepure cu gând să-l prindă și să-l descalțe. Noapte bună!